Lumea din Avatar este împărțită în patru mari națiuni în funcție de elementul pe care cetățenii îl controlează. Da, oamenii ăștia au superputeri. Astfel avem poporul focului, regatul pământului, tribul apei și nomazii aerului. Tribul apei împărțindu-se la rândul lui în alte două diviziuni, respectiv tribul de nord și tribul de sud al apei. Iar nomazii aerului s-au stabilit în patru temple, câte unul pentru fiecare punct cardinal. Într-o zi, doi tineri din tribul de sud al apei, anume Katara, care este un novice în stăpânirea apei, și respectiv Sokka, care este fratele ei, descoperă un iceberg în care se află un bizon și un băiat care se dovedește a fi un nomad al aerului. Numele băiatului este Aang, iar pe bizon îl cheamă Appa. Aang este escortat în sat unde află că niciunul dintre localnici nu a văzut vreodată pe cineva din neamul lui. Asta pentru că în urmă cu 100 de ani, poporul focului a pornit un război împotriva celorlalte națiuni, nomazii aerului fiind primii anihilați. Veștile îl copleșesc pe Aang, deoarece el este avatarul, destinul său fiind acelea de a menține pacea în lume. Pentru a-și îndeplini responsabilitățile, Aang pornește împreună cu Katara și cu Sokka în misiunea de a învăța să controleze cele patru elemente, avatarul fiind singura persoană care poate face acest lucru. Între timp, chiar și după 100 de ani, poporul focului încă îl caută pe avatar. Mai precis, prințul Zuko, care este mereu cu un pas în urma lui Aang. Echipa avatar pornește spre tribul de nord al apei pentru a găsi un profesor pentru Aang și Katara. Iar în drumul lor, dau de un sat în regatul pământului care este atacat de Heibai, o creatură din lumea spiritelor. Aang călătorește în lumea de dincolo pentru a potoli monstrul. Acolo, află că avatarul de dinaintea lui are un mesaj pentru el. Pentru a auzi mesajul, echipa avatar se infiltrează în poporul focului, mai exact în templul avatarului Roku. Amiralul Zao împreună cu prințul Zuko le descoperă planul și sunt pe urmele lor. Aang reușește să intre în camera avatarului, dar prietenii săi ajung să fie capturați. Aang este întâmpinat de spiritul avatarului Roku, care îl avertizează de venirea cometei lui Sozin, care o să le dea un boost de putere celor care stăpânesc focul. Astfel, lordul focului a reușit să câștige războiul. Deci Aang trebuie să învețe să stăpânească cele patru elemente în mai puțin de un an. Roku îl posedă pe Aang, asigurându-i echipei avatar o cale de scăpare. Katara începe să-l învețe pe Aang stăpânirea apei, dar ea fiind la rândul ei o începătoare, este întrecută cu ușurință de către acesta, lucru care o frustrează. Katara fură un pergament de la niște pirați care să-i ajute cu antrenamentul. Zuko, fiind mereu pe urmele lor, se oferă să-i ajute pe pirați să-și recupereze pergamentul, știind că asta îl va conduce direct spre avatar. Din fericire, echipa noastră scapă cu ajutorul noilor tehnici învățate. Echipajul lui Zuko începe să pună la îndoială aptitudinile liderului lor, la care unchiul Iroh le explică povestea prințului. Echipajul credea că Zuko are cicatricea sa specifică în urma unui accident din timpul antrenamentelor, pe când acesta a primit-o într-un Agni Kai cu propriul său tată. Agni Kai fiind un duel ceremonial specific poporului focului. Când era tânăr, Zuko a intervenit într-o ședință cu generalii armatei, acuzându-i pe aceștia că nu prețuiesc destul viețile soldaților. Drept pedeapsă, lordul focului Ozai îl provoacă pe fiul lui la Agni Kai. Zuko, nevrând să lupte cu tatăl său, ajunge să primească o cicatrice pe viață. Acesta este exilat și se zice că dacă vrea să-și recapete onoarea, trebuie să-l găsească și să-l captureze pe avatar. Avatar care lipsea de mai bine de 100 de ani. Deci e cam evident care au fost intențiile lui Taksu. Echipa avatar ajunge într-un oraș micuț în care se ține un festival. Acolo află despre un trădător pe nume Zhang Zhang, care din întâmplare este un maestru al focului. Din nefericire, Aang nu este suficient de disciplinat ca să-l aibă pe Zhang Zhang ca și maestru, în timpul antrenamentului rănind-o pe Katara. Din greșeală, bineînțeles. Aceasta descoperă că poate folosi apa pentru a vindeca răni. Amiralul Zao, care este și fostul student al lui Zhang Zhang, le atacă tabara, dar Aang reușește să se folosească de temperamentul lui Zao pentru a-l face să-și distrugă propriile bărci. Protagoniștii noștri reușesc să scape și se îndreaptă direct spre tribul de nord al apei, care primește cu brațele deschise. Acolo, Aang este antrenat de Pacu, cel mai bun maestru al apei din trib, dar acesta, fiind un tradiționalist desăvârșit, refuză să o antreneze și pe Katara. Asta până când îi observă lănțișorul pe care l-avea de la mama ei. Aparent, acel lănțișor a fost făcut de Pacu pentru logodnica sa, care este bunica Katarei. Dacă moșul nu era sexist, rămânea cu tipa, inionul lui. Pacu își dă seama că a fost un nesimțit până acum și că nesimțirea lui a gonit iubirea vieții, așa că acceptă să o antreneze și pe Katara. Între timp, unchiul Iroh îl ajută pe Zuko să-și însceneze propria moarte și să se strecore pe barca lui Zao, care a încercat să-l asasineze pe Zuko deoarece acesta l-a ajutat pe Aang să scape din custodia amiralului. Până la urmă, dacă Zao îl capturează pe Aang, Zuko nu își poate recăpăta onoarea. Flota lui Zao se apropie, iar tribul apei își pregătește defensiva. Aang intră în lumea spiritelor pentru a afla de la spiritele lunii și al oceanului cum să câștige lupta. Corpul lui Aang este capturat de Zuko. Soldații focului reușesc să treacă de ziduri și încep să cotropească orașul. Aang se întoarce la corpul său, semnalizându-și locația și permițându-le lui Sokka, Katara și prietenei lui Sokka să-l urmărească. Generalul Zao omoară forma fizică a spiritului lunii. Asta în ciuda avertismentele lui Iroh de a nu o face. Treaba asta îi lasă pe cei
cei din tribul apei fără puteri. Aang se întoarce în lumea noastră și intră în God Mode, a.k.a. starea de avatar. Aceasta îi permite să acceseze puterile și cunoștințele foștilor avatari. Aang își unește forțele cu spiritul oceanului și decimează armata poporului focului. Zuko se bate cu Zao în timp ce Iroh rămâne cu echipa avatar încercând să resusciteze spiritul lunii. După cum putem vedea, Iroh nu este deloc un tip rău, în ciuda faptului că a fost un general al tipilor răi. Ne este dezvăluit că spiritul lunii i-a dat viață prințesei Yue, a.k.a. prietena lui Sokka, când aceasta era doar un copil. Iar acum a venit momentul în care să se revanșeze, sacrificându-și viața pentru a-și salva poporul. Săracul Sokka. Zao este tras în adâncuri de către spiritul oceanului, urmând să nu-l mai vedem niciodată. Adică până în seria următoare, unde aflăm ce s-a întâmplat de fapt cu el. Apăsați pe butonul de like dacă vreți să fac un video și cu legenda lui Korra. Și aprindeți clopoțelul ca să știți când postez clipul. Înfrângerile din nord nu-l mulțumesc pe Lordul Focului, așa că o trimite pe fica sa Azula pentru a-i captura pe Zuko și pe Iroh. Echipa Avatar colindă regatul pământului în speranța de a găsi un profesor care să-l învețe pe Aang stăpânirea pământului. Între timp, lui Aang îi este sugerat să folosească mai des starea de avatar, deoarece a fost extrem de eficientă în bătălia din nord. Dar Avatar Roku apare și îl avertizează pe Aang că dacă moare în starea de avatar, ciclul reîncarnării avatarilor se termină. Zuko și Iroh primesc o vizită din partea Azulei, care îi roagă să se întoarcă acasă. Zuko este bucuros din cauza că onoarea lui a fost reparată, dar Iroh reușește să vadă direct prin decepția Azulei. Ajuns la barcă, Azula le dezvăluie că faptele lor din nord sunt văzute ca și acte de trădare și, de fapt, ei sunt duși înapoi ca să fie întemnițați. Cei doi reușesc să scape, dar sunt obligați să trăiască mereu pe fugă, fiind urmăriți de Azula și forțele ei. Revenind la echipa avatar, în căutarea unui maestru pentru Aang, ei ajung să fie spectatori la un turneu cu bătăi. Aici o găsesc pe Toph, o fetiță oarbă care se dovedește a avea aptitudini extrem de bune când vine vorba de a stăpâni pământul. Din păcate, ea este ținută din scurt de către părinții ei mega protectiv, deci Toph profită de oportunitate și fuge cu echipa avatar. Dar părinții ei, fiind o familie bogată, angajează niște mercenari pentru a le aduce fetița înapoi, crezând că Toph a fost răpită de către avatar. Aang are dificultăți în a învăța cum să stăpânească pământul, pentru că pământul este un element opus aerului. Iar Aang nu are voința necesară de a modela pietrele după bunul plac. Fiind un nomad al aerului, el este mai aerian. V-ați prins? Nomazii aerului sunt aerieni? Nimeni? Ok. Revenind, Zuko este determinat să devină mai puternic, așa că se antrenează cu Iroh pentru a învăța o formă avansată de a stăpâni focul, anume stăpânirea fulgerului. Totuși, instabilitatea sa emoțională îl împiedică din a folosi tehnica, așa că, în schimb, Zuko învață cum să redirecționeze fulgerele, ca să aibă și el o șansă împotriva familiei sale, care e capabilă să arunce fulgere spre el în orice moment. Echipa Avatar află de la un profesor universitar de existența unei biblioteci ascunse în deșert. Grupul se aventurează în căutarea ei și eventual reușesc să găsească intrarea în bibliotecă. Toph decide să rămână afară pentru că, da, e oarbă și nu prea are ce face într-o bibliotecă. Gardeanul, adică o bufniță spirit gigantică, îi lasă pe protagoniști în bibliotecă cu condiția de a nu folosi informațiile găsite pentru război. Nicio problemă, nu? Ei bine, Sokka descoperă un lucru care ar putea încheia războiul. O eclipsă solară care o să-i lase pe cei din poporul focului fără puteri. Gardianul, nervos că a fost mințit, scufundă întreaga bibliotecă, în timp ce la suprafață apa este răpit de un grup de hoți. By the way, Toph încearcă să câștige timp pentru prietenii ei. Profesorul rămâne în urmă și nu mai auzim niciodată de el. Asta până la legenda lui Korra. Aang reușește să le dea de urmă tâlharilor doar ca să afle că apa a fost vândut în Ba Sing Se, capitala regatului pământului. Echipa Avatar intră în oraș pentru a-și recupera bizonul și pentru a-l informa pe rege de eclipsa solară. Lucruri care nu sunt deloc ușor de realizat, orașul având o grămadă de reguli ciudate, una dintre ele fiind aceea de a nu pomeni nimic despre război. Ordinea în oraș este impusă de Dai Li, o organizație de elită care acționează sub comanda lui Liu Feng. Echipa Avatar descoperă un bunker secret unde află că Dai Li spală pe creier oamenii pentru a controla orașul din spatele cortinei. Zuko și Iroh s-au refugiat și ei în Ba Sing Se, unde și-au deschis o ceainărie. Zuko intră și el în bunkerul subteran doar pentru a ajunge primul la apa. El este pus într-o situație delicată, de a elibera bizonul sau de a-l folosi ca mijloc de șantaj ca să-l captureze pe Avatar. La îndrumările unchiului său, Zuko îl eliberează pe apa. Echipa Avatar iese victorioasă în urma luptei cu Dai Li, dar nu fără pierderi. Aang se reunește cu apa și reușește să-l demaște pe Liu Feng, iar împreună cu regele regatului, care nici măcar nu știa de existența războiului, pregătesc un plan de invazie al națiunii focului în ziua eclipsei solare.
Zuko are un conflict interior între ceea ce trebuie să devină ca să-și mulțumească tatăl și adevărata sa personalitate. Aang se antrenează cu Guru Patty pentru a stăpâni starea de avatar, deblocându-și chakrele interioare. Între timp, Toph este capturată și închisă într-o cușcă de metal de către mercenarii care trebuiau să o aducă acasă. Ei au subestimat-o dramatic pe Toph, iar reușind să modeleze fragmentele extrem de fine de pământ din metal, creând o nouă formă de stăpânire a pământului, stăpânirea metalului. Aang reușește să-și deblocheze toate chakrele, cu excepția ultimei, care presupune că trebuie să se libereze de toate legăturile lumești, adică să renunțe inclusiv la sentimentele lui față de Katara, lucru pe care pur și simplu nu îl poate face. El își abandonează antrenamentul după ce simte pericol în preajma Katarei. Ce fel de pericol? Azula și compania ei au reușit să se infiltreze în regat, dându-se drept prieteni de-ai avatarului. Azula reușește să-i captureze pe Zuko și pe Katara și să le libereze pe Liu Feng. În închisoare, Zuko descoperă că are multe în comun cu Katara, așa că ea chiar consideră să-i vindece cicatricea folosind un fel de apă magică, în ciuda faptului că nu are multă apă de genul. Iroh și Aang reușesc să-i elibereze pe cei doi. Iroh îl imploră pe Zuko să renunțe la trecutul său și să aleagă o altă cale, dar Zuko își unește forțele cu Azula și îl atacă pe Aang. Când Aang intră în starea de avatar, este lovit de unul dintre fulgerele Azulei, omorându-l pe moment și alterându-i conexiunea cu lumea spiritelor. Iroh creează o diversiune în timp ce Katara îl scoate pe Aang de acolo. Iroh ajunge să se predea și să fie închis din cauza sacrificiului său. Katara își folosește puterile și apa minune ca să-l salveze pe Aang din pragul morții. Dar Aang nu mai este capabil să intre în starea de avatar gen deloc. Aang se trezește pe o navă a poporului focului care a fost furată de prietenii săi. Are o cicatrice pe spate și aparent i-o cresc cu părul. Toată lumea în afară de echipajul navei crede că avatarul a murit. Lucru care este benefic deoarece nimeni nu mai este pe urmele lui și are un element surpriză în invazia care va să vină. Înapoi în poporul focului, Ozai își întâmpină copiii și îi felicită pentru că l-a omorât pe avatar. Totuși, Zuko bănuiește că Aang încă este în viață, așa că angajează un asasin ca să-i facă treaba murdară. Sokka decide că vrea să devină mai puternic, așa că se duce și se antrenează în căile sabiei cu maestrul Pien Dao, care este cel mai renumit spadasin din poporul focului. Sokka își creează propria sabie dintr-un meteorit, iar în final îi mărturisește maestrului său că el nu este din poporul focului. O mișcare destul de idiotă, ținând cont de atitudinea celor din poporul focului față de celelalte națiuni. Drept urmare, Pien Dao îl atacă pe Sokka. Dar după ce Sokka reușește să-i țină piept profesorul său, Pien Dao îi dezvăluie că acesta a fost ultimul său test, zicându-i că știa de multă vreme de adevărata identitatea lui Sokka, dar l-a antrenat oricum. Asta pentru că arta de a mânui sabia nu este sortită unei singure națiuni. În ziua eclipsei, mulți dintre prietenii și aliații echipei Avatar își reunesc forțele și lansează o invazie a poporului focului. Armata lor se bazează în mare parte pe mânuirea elementelor, folosită în combinație cu diferite vehicule de război, precum tancuri sau submarine. Cu eforturi mari reușesc să penetreze capitala, iar Aang intră în camera lui Ozai. Spre surprinderea lui, aceasta este goală. Până la urmă, Azula a aflat de planurile invaziei atunci când s-a infiltrat în Ba Sing Se. Eclipsa începe, iar în căutarea disperată a Lordului Focului, echipa Avatar o găsește doar pe Azula, care încearcă să le fure timpul. Zuko are o schimbare de inimă, asta după ce a aflat că este strănepotul avatarului Roku și după ce a auzit care sunt planurile lui Taksu. Zuko își înfruntă tatăl, mărturisindu-i nu doar că avatarul trăiește, dar și că o să-l ajute în misiunea lui de a opri războiul. Pentru a-l reține pe Zuko până îi revin puterile, Ozai îi povestește ce s-a întâmplat cu mama lui. Anume, Lordul Focului Azulon i-a poruncit lui Ozai să-și omoare primul născut, adică pe Zuko, din cauza că a îndrăznit să murdărească onoarea răposatului său nepot, fiul lui Iroh. Mama lui Zuko lotrăvește pe Azulon ca să-și salveze fiul, după care pleacă în exil. Înapoi în prezent, eclipsa a trecut, iar Ozai îl atacă pe Zuko, dar Zuko reușește să-i redirecționeze fulgerul cu ajutorul tehnicii învățate de la unchiul Iroh. Că veni vorba de Iroh, Zuko merge să-l scoată din închisoare, dar spre surprinderea lui, Iroh a evadat deja. Invazia este oprită, iar echipa Avatar se retrage în templul de vest al aerului, fiind urmăriți de Zuko. Zuko încearcă să le câștige încrederea, dar fără succes. Asta până când îi salvează de omul combustie, asasinul pe care tot el l-a angajat. Totuși, Katara încă are dubii în privința lui. Asta până când Zuko o ajută să-l găsească pe cel care i-a omorât mama. Zuko nu-și mai poate folosi puterile deoarece nu mai are ură pentru a le alimenta. Deci ei decid să învețe de la dragoni cum să stăpânească focul. Păcat că Iroh a omorât ultimul dragon. Dar hei, războinicii soarelui au fost îndrumați de dragoni, poate învățăm de la ei. Păcat că și ei au dispărut acum o grămadă de vreme. Dar hei, poate învață ceva din ruinele civilizației lor. Ajungi la ruine, descoperă că războinicii soarelui nu au dispărut complet și aparent mai există încă doi dragoni. Iar Iroh, după ce a fost antrenat de ei, a jurat că le ține existența ascunsă pentru a-i proteja. Lucru pe care îl fac și Zuko împreună cu Aang.
Cometa Sozin se apropie, iar Aang decide să amâne lupta cu Lordul Focului până după trecerea cometei. În momentul ăla, Zuko le dezvăluie planul tatălui său, acela de a distruge tot regatul pământului cu ajutorul cometei. Aang se antrenează în timpul care a rămas, dar ca să-l oprească pe Oza, el trebuie omorât, lucru care intră în contradicție cu principiile sale de nomad al aerului. În ziua următoare, Aang se trezește pe o insulă misterioasă care se dovedește a fi o țestoasă leu, o creatură antică care oferă lui Aang răspunsurile de care are nevoie. Echipa Avatar devine disperată, deoarece Aang a dispărut într-un moment destul de neoportun. Deci protagoniștii merg la un mercenar ca să-i ajute să-l găsească pe Aang, dar fără folos. Așa că îl caută pe Iron King, descoperind o grămadă dintre maestrii cu care au avut de-a face în călătoria lor. Ei fac parte dintr-o organizație secretă numită Ordinul Lotusului Alb, iar liderul organizației este chiar Iroh. Ozai o declară pe Azula noua conducătoare a poporului focului, el intitulându-se Împăratul Phoenix, a.k.a. Dictatorul Lumii. Echipa Avatar decide să se despartă, Zuko și Katara mergând să se ocupe de Azula, iar Sokka, Toph și Suki, a.k.a. noua iubită a lui Sokka, merg să oprească flota Împăratului Phoenix. Iroh împreună cu Ordinul Lotusului Alb asediază Ba Sing Se, cu scopul de a le libera de sub dominația poporului focului. Azula și Zuko se duelează într-un agnicai pentru a decide cine rămâne pe tron. Zuko pare să câștige, până când Azula o atacă mișelește pe Katara cu un fulger, iar Zuko se sacrifică ca să o protejeze. Nu vă faceți griji, a supraviețuit. Și da, Katara o bate pe Azula. Aang îl așteaptă pe Ozai, dar este copleșit de puterea acestuia. Asta până când este lovit în exact același punct în care Azula l-a lovit cu fulgerul, cumva dându-i din nou acces la starea de avatar. Soarta luptei este schimbată, acum Aang copleșindu-l pe Ozai, dar Aang refuză să-l omoare pe Titan, dar în schimb îi anulează puterile cu ajutorul tehnicii învățate de la țestoasa leu. Azula și Ozai sunt învinși și închiși. Zuko este noul lord al focului, el declarând că războiul s-a terminat, iar echipa avatar sărbătorește în cenăria lui Iroh din Ba Sing Se. Iroh a reușit să elibereze orașul. Și Aang se cuplează cu Katara. Și așa se termină prima serie Avatar. Da, știu că nu am trecut prin toate episoadele, dar am încercat să acopăr cât mai bine principalul fir narrativ, omițând o grămadă de episoade de umplutură, precum episodul ăla cu Zuko la plajă. Dacă ți-a plăcut acest video, dă-i un pumn butonului de like pentru a vedea un clip cu legenda lui Korra data viitoare. Ca și fapt divers, v-am zgâriat rău pe creier cu traducerile mele. Cum preferați să procedez în viitor? Să folosesc o romgleză sau să rămân la traducere? Cum sună mai bine? Firebending sau stăpânirea focului? Ziceți-mi în comentarii. Dacă ți-a plăcut acest video, dă-i un pumn butonului de like pentru a vedea un clip cu legenda lui Korra data viitoare. Ține minte că vreau să fac un întreg playlist cu acest tip de conținut, așa că abonează-te la canal și aprinde clopoțelul ca să știi când postez un nou video. Pentru tine e doar un click, dar pentru mine contează enorm. Nu uita să-mi lași în comentarii ce seriale, desene sau anime-uri mai vrei să vezi în seria asta. Ne auzim pe Instagram și pe TikTok. Eu am fost Paul Pașca și ne vedem data viitoare.